această toamnă, anunță Departamentul de Comunicare al instituției. În document se precizează că sumele vor fi distribuite pentru investiții în infrastructură, reparații la nivelul parcului auto, dar și pentru deblocarea de posturi și promovarea personalului deja angajat. Ministerul Sănătății a aprobat anul acesta scoaterea la concurs a peste 160 de posturi în cadrul serviciilor de ambulanță de la nivel național, iar procesul va continua. Ne-a informat redactorul nostru, Adriana Turea. La Ujgorod, în Ucraina, s-a desfășurat în această seară festivitatea de premieră a producțiilor de radio și televiziune pentru minorități naționale, participante la cea de-a 16-a ediție a festivalului concurs Plaiul meu natal.